Toate persoanele care urmează să se vaccineze cu schemă completă vor fi premiate. Ministrul Sănătății a trecut în proiectul ordonanței acordarea de tichete de masă în valoare de 100 de lei. Totul se aplică după aprobarea în guvern. Este o cale de stimulare a imunizării, în condițiile în care numărul infectărilor crește de la o zi la alta. Crește și numărul bolnavilor cu COVID internați la ATI. Nu cred că vom avea o creștere spectaculoasă a vaccinării decât în momentul în care vom începe să numărăm iar numărul de îmbolnăviți spitalizați, poate chiar cu miile, și morți la fel cu sutele. Cei care nu se vaccinează, nu se vaccinează de frică. Poate ar trebui să susținem mult mai bine informarea și medicilor de familie, preoților, cadrelor didactice. Proiectul de ordonanță mai prevede și o loterie cu premii în bani, doar pentru cetățenii români. La loterie se vor putea înscrie persoanele vaccinate cu schemă completă. Extragerea pentru anul acesta va fi organizată în luna octombrie. Valoarea premiilor și toate detaliile vor fi stabilite prin ordin comun de către Ministerul Sănătății și Ministerul Economiei, în 30 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanței. După aprobarea ordonanței, certificatul digital al Uniunii Europene privind COVID-19 va putea fi folosit și pe teritoriul României pentru a atesta vaccinarea, testarea sau vindecarea. Problema sunt scanerele. Dacă mergem la teatru sau la film, cum le verifică? Eu nu văd altă posibilitate de a certifica valabilitatea unui astfel de document, altfel decât în acele terminale puse la dispoziție de către STS. Varianta Delta se răspândește rapid și îi afectează mai ales pe cei nevaccinați. Medicii au arătat că imunizarea cu schemă completă scade de 14 ori riscul de deces din cauza COVID, reduce de 12 ori riscul de spitalizare și de internare în secția de terapie intensivă și scade de 10 ori riscul de infecție cu SARS-CoV-2. Fac apel către cei vulnerabili, către cei vârstnici, către cei cu afecțiuni cronice să decidă în favoarea vaccinării. Venim cu echipe mobile, atât în rural, avem centre de vaccinare fixe active, se vaccinează la medicul de familie, se vaccinează în unitățile sanitare. Puțin peste 5 milioane de români sunt vaccinați cu schema completă, adică aproximativ un sfert din populație, iar oficialii estimează că în ritmul actual, sub 45% din populația rezidentă va fi imunizată până la sfârșitul anului.